În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cel ce iubește pe tată sau pe mamă, pe fiu sau pe fiică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Iubiți credincioși, rar ni se poate întâmpla să citim printre rândurile scrise despre ceea ce a spus Mântuitorul niște sentințe atât de dure, la prima vedere. Toată copilăria mea de seminarist și apoi de teolog mi-am petrecut-o asupra puținor texte care îmi lăsau mie așa puțin spațiu, nu numai de neînțeles, dar chiar de bănuială că înțelesul stă exact pe malul celălalt. Și m-am tot străduit să înțeleg de ce Mântuitorul, atunci când a venit la el un învățător, un ucenic, și a zis: Învățătorule, vreau să te urmezi oriunde vei merge, l-a temperat Mântuitorul. Apoi când cineva a spus: lasă-mă să îngrop întâi pe tatăl meu, Mântuitorul i-a spus: lasă morții să-și îngroape pe morții lor. Și iată că astăzi ne spune Sfântul Evanghelist Matei că Mântuitorul a spus: cel ce iubește pe tată, ori pe mamă, pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Multă vreme au stăruit în urechile mele și eram sigur că înțelesul este cu totul și totul altul decât am crede noi, că Mântuitorul ne vrea pe toți în chilie. Acum nu că n-ar fi bine să fim și în chilie cei care avem o viață înduhovnicită, dar chilia, să știți că nu înseamnă neapărat în pădure, nu înseamnă neapărat lângă mănăstire, ci chilia este în lume. Există un monahism social care își face din ce în ce mai mult făcută prezența prin ceea ce se numește acum în termen laic, să zicem așa, voluntariat. Bine, dar nu voluntariatul acela despre care auzim că îmbogătește pe unii și exploatează pe alții. De exemplu, era cineva, un reprezentant al lui mare ONG, și ne ținea nouă așa o cuvântare, noi, în percepțiunea lui, noi trebuia să stăm cu gurile căscate și n-am stat cu gurile căscate și l-am întrebat la sfârșit: dom'le, tot ne vorbește aici de voluntariat, voluntariat, dar totuși se adună niște bani în societatea asta. Zice: da, dar aia sunt pentru staff. A, păi zi, dom'le, și despre staff. Să știți că voluntariatul este o formă șlefuită ca să dea bine pe din afară. În rest, pe dinăuntru nu e chiar așa. Eu vreau să vă vorbesc despre voluntariatul real al slujirii lui Hristos prin slujirea aproapelui. E, atunci să știți că la așa voluntariat nu mai e vorba de staff. Gândiți-vă că stafful ar fi Sfinții Apostoli. E clar, v-am închis unghiul de fugă. Nu mai aveți ce face. Ei, să revenim la ale noastre. De ce a zis Mântuitorul că nu este vrednic de el cel care iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe el? În primul rând, trebuie să trecem dincolo de noțiunea aceasta foarte fixă de tată și de mamă. Pentru noi, tată și mamă, la prima vedere, înseamnă tata pe care l-a prezentat mama, dacă asta este, dar tata biologic, mama biologică, sau în partea cealaltă, tata care ne-a crescut, mama care nu ne-a născut, dar ne-a crescut. Și după care vreau să vă invit să vedeți noțiunea de mamă și de tată mai departe. Păi primul care îți pune condeiul în mână, în afară de mama, este învățătoarea. Bine, pe vremea mea și tovarășa. E mama noastră. Toată viața vom face litera A așa cum a făcut-o, cu creionul în mâna noastră și cu mâna în mâna Dumnezeu. Eu, de exemplu, cifra 8 o fac și acum pe dos, că așa m-am învățat. Dar asta este. Îmi asum această situație. Vă să zic că este mama, este tatăl. După care colegii noștri, prietenii noștri, încep să fie prelungirea fraților, a surorilor noastre. Ei, deci încet, încet, iată că nu suntem numai așa strict legați de noțiunea de mamă și de tată prin procesul de naștere, ci trebuie să fim puțin mai liberi în accepțiunea aceasta de rudenii. Chiar zicea odată părintele Asinie, zice că: tată, noi suntem rude cu Dumnezeu, acum, nu după ființă, după fire.
E rudenia asta noastră cu Dumnezeu, care îmi sună foarte frumos zisă din gura Părintele Atenie, mă duce cu gândul că în textul de la Matei și în alte texte din Sfânta Evanghelie, Mântuitorul ne vorbește practic despre un perfect aliniament de rudenie, și anume o rudenie extinsă. Și anume, dacă este vorba de o rudenie extinsă, nu putem să ne manifestăm dragostea fără unitate de măsură. Iubirea pe care ne-o cere Dumnezeu să fie pentru Dumnezeu cel mai mult și apoi pentru mamă, pentru tată și pentru fiu și pentru fiică, este metrul etalon. Este unitate de măsură în relația noastră cu ceilalți. De asta ne avertizează să nu iubim mai mult decât pe El. În ce sens? Nu o să putem iubi niciodată dacă nu avem măsura iubirii. Măsura iubirii este suferința. Dacă nu suferi pentru celălalt, nu-l iubești. Înseamnă că te iubești pe tine. Zici, da, eu țin la familia mea. A, da, țin la familia ta, cât familia ta înseamnă o umbrelă sub care poți să stai. Familia ta este cea care îți conferă un statut, da, țin la familia ta. Familia ta este locul în care vii și te odihnești. Familia ta este măsura care îți dă ție foarte multe satisfacții. Da, dar tu îți iubești familia. Până acum înseamnă că familia te iubește pe tine. Te iubește pe tine că te întorci așa cum ești în casă. Te iubește pe tine pentru că de unde vii, tot în casa aceea ajungi. Te iubește pe tine și îți dă satisfacție cu rezultatele vreun copil. Asta înseamnă că familia te iubește, dar tu nu cred că iubești în destul familia. Și astăzi Mântuitorul tocmai aici ne accentuează. Să nu credem că putem iubi pe tată, ori pe mamă, pe fiu sau pe fiică, dacă vrem să fim vrednici de Dumnezeu, mai mult decât pe Dumnezeu. Pentru că dacă o facem așa, deformăm metrul etalon. Și atunci metrul etalon nu mai este cel care se află în vitrină făcut de aur și este la Geneva și arată măsura lucrurilor. Dacă nu este metrul etalon, pățiți cum am mai spus eu și am pățit când am cumpărat material pentru două reverende din Dubai și când am venit acasă, de-abia mi-am cumpărat pentru trei. De fapt, eu fac câte două odată. Și mi-am cumpărat material pentru trei reverende. Și atunci când am ajuns acasă, croitorul săracul mi-a ia măsurile tot și m-a sunat disperat și zice, părinte, îmi pare rău că n-am măsurat cum fac eu de obicei cu clienții mei până înainte de toate materialul. Și nu mi-a ajuns decât de două reverende. Dar de ce? Păi n-a fost așa. Și da, dar să știți că n-a fost dublu lat și lungimea nu era așa cum mi-a spus, câte 7,5 metri pentru fiecare reverendă. Și apoi mi-a adus aminte că băiguia săracul cel de la Dubai care mi-a dat materialul, ceva de iarnă. Până mi-am procesat eu, deja materialele erau tăiate și croite, un iard are 90 centimetri, apropo de unitatea de măsură. Ce ar însemna ca noi să ne ducem la Dumnezeu cu material pentru nu știu câte rudenii și rubedenii ale noastre și Dumnezeu să spună, știi ce, dar aici de neamul tău lipsesc vreo doi frați, vreo trei verișori, unde sunt? Cam așa se pune problema. Adică, mă, tată, îi iubești sau nu iubești? Îi ai sau nu ai? Păi știți că la măsura nu, mă, tată, lasă. Ăla era vecin cu tine și l-ai confundat că, vezi, Doamne, trebuie să te compari cu el și întotdeauna te uitai că găina lui e mai curcă. Nu e așa. Trebuie să știm că unitatea de măsură a iubirii este stabilită deja. Este suferința. În măsura în care simțim că suntem în stare să suferim pentru cineva, atunci știm sigur că iubim pe acel cineva. Dar să mergem mai departe. De ce anume să spună Mântuitorul că nu este vrednic cel care iubește pe tată sau pe mamă? Dacă tot am spus că tata și mama nu sunt neapărat stricto senso cel care te-a născut sau cel care te-a crescut, înseamnă că trebuie să mergem chiar și mai departe. Mai departe ce înseamnă? Cine e tata, cine e mama? Apoi să trecem la frați, la surori, la soți și la soții. Tata poate să însemne și tatăl acela din sângele nostru, gena noastră.
darul nostru. Știți că în poporul român, despre o mare patimă, cel puțin românească, 100%, se spune așa, mai îmblânzit, și că are darul beției. De la tasu sau de la bunicăsu sau că așa era și mântisu. Darul acesta, dar sunt și daruri bune, mai v-am dat așa, din partea ailaltă, dar sunt și daruri bune. Darurile acestea sunt tata și mama a noastră. Ceea ce avem noi moștenit înseamnă ceea ce am primit de la tata, de la mama, de la bunici, de înaintașii noștri. Aceste daruri trebuie să fie și ele măsurate. Știți că se spune că atunci când găsești niște bani pe jos, primul lucru pe care trebuie să faci este să-i numeri, să știi cât ai găsit. Trebuie să vezi, bă, tata, am, gata, ia să mă uit în ogradă la mine. Bă, dorm mult, dorm ușor, am insomnie, toate sunt niște daruri. Hai să vedem care sunt limitele acelor daruri. Acele limite sunt trecute prin metrul etalon. Să vedem față de acel metru dacă sunt mai mari sau mai mici. Orice otravă se poate face în, se transformă în medicament dacă este dozată cum trebuie. Dacă nu e dozată cum trebuie, devine letală. Așa este și cu orice virtute, dar și cu orice păcat. Dacă știm să împletim și să luptăm cu fiecare milimetru din metrul etalon al iubirii, transformăm suferința în iubire. Dacă nu suntem atenți, se transformă iubirea în suferință gratuită. Pentru că știu și astfel de cazuri. Când cineva suferă pentru altcineva, dar altcineva acela săracul nici măcar nu știe că suferă cineva pentru el și la urma urmei nici nu prea îl interesează. Și atunci ce facem? Avem pe de o parte un om indiferent și pe de altă parte un om care suferă, dar suferă degeaba. Dacă Mântuitorul n-ar fi înviat după Golgota, ar fi suferit degeaba. Dar Mântuitorul a suferit din iubire pentru noi și a acceptat suferința ca măsură a iubirii pentru noi. Așadar, să trecem mai departe. Vă spuneam că mama și tata sunt în sângele nostru, în darurile noastre, dar mai departe, ce facem cu frații și surorile? Frații și surorile sunt, am povestit la început, colegii aia de școală, adică ceea ce învățăm noi. Mai adăugăm sau mai scădem? Acum să știți că mulți mai adaugă la capitolul vicii și mai scad la capitolul virtuții, dar nu trebuie să fie așa, trebuie să fie liber. Și atunci înseamnă că darurile pe care le primim trebuie și noi să le înfrățim. Bobul de grâu, când îl punem în pământ, până primăvara, înfrățește. Pentru că dacă ar fi numai un bob de grâu și un stic, nu prea ar fi mare lucru. Dar odată am fost ispitit să număr cum să face această înfrățire și dintr-un bob de grâu, la supra pământului se face așa o rețea în care poți să vezi de unde cresc spicele. Și am numărat odată, erau 22 de spice care conțineau fiecare câte 44 de boabe. Vă imaginați ce înseamnă un bob de grâu? Acum, bobul acela de grâu, dacă nu suntem atenți, îl luăm și băgăm în buzunar, în loc să băgăm în pământ și la anul, pe timpul ăsta, vom avea un bob de grâu. Dar dacă l-am pus în pământ, am avea aproape un sac de grâu. Așa se întâmplă cu rudenia noastră, fratele sau sora. Cum să o iubim? Adică, să o ținem așa strâns și să o băgăm în buzunar sau să îi dăm libertatea de a o arunca într-un pământ bun ca să putem să culegem roadă. Pentru că orice lucru pe care îl facem noi trebuie să-l facem cu atenție. Unitatea de măsură este, în acest caz, împrăștierea. Metru etalon este să împrăștiem cât mai mult ca să putem să primim atunci când adunăm mult mai mult. Dar sunt și situații în care trebuie să adunăm, nu să împrăștiem. Dar aceste situații trebuie să treacă neapărat prin metrul etalon despre care ne vorbește astăzi Mântuitorul. Cine iubește pe tată sau pe mamă, pe fiu sau pe fiică, pe soț sau soție, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. O să zic că dacă noi iubim bobul acela de grâu
mai mult decât este cazul și îl punem sub un obroc de stic, așa, și îl admirăm din când în când, nu îl vom avea decât pe acela. Dar dacă îi dăm drumul mai departe, cu siguranță că se va înmulți. Și totuși Mântuitorul nu se oprește aici cu gradele de rudenie. Ne spune și despre fiu și fiică, dar mai ales despre soț și soție. Ei, acum este iar un normativ. Cum iubim soțul sau soția? La fel, cu metru etalon în mână, fraților, ca să știm unde am ajuns. Niciodată nu o să știm în viață unde am ajuns dacă nu știm de unde am plecat. Și dacă știm de unde am plecat, trebuie să bănuim distanța până la punctul la care ne-am propus să ajungem. Și dacă ne-am propus să ajungem undeva, să știm că trebuie să ne alegem de la început. Mergem singuri sau mergem în doi? Și dacă tot ne-am ales să mergem în doi, din când în când să mai măsurăm, mă, dar fie cât ci se pare că am mers. Pentru că la un moment dat, soția începe să spună, zice, bă, dar n-am ajuns încă. Zice, stai, bă, că doar ce am plecat. Adică, vedeți, la început de viață ne propunem niște repere. Bă, că o să avem doi copii, că o să ne facem o casă. În prima săptămână soția te întreabă, bă, dar casa când o luăm? După aia când o mobilăm? Stai, soră, ușurel, luăm pe rând. Dar tot cu metru etalon. Nici să așteptăm prea mult, nici prea puțin. Și chiar îmi aduc aminte, îmi spunea cineva, zice, părinte, eu când m-am măritat, vă rog frumos, dacă vreți să ne lăsați puțin, mergeți afară și vă întoarceți când terminăm. Haideți, vă rog frumos, că îi deranjați pe cei de lângă dumneavoastră. N-am făcut niciodată așa ceva, dar nu se poate. Sunt niște norme, totuși. Zice, noi când ne-am căsătorit, zice, soțul este așa, uite care e treaba femeie. Tu ai decât două lucruri să faci în viață. Să faci un băiat și o fată, dacă se poate în ordine asta, dacă nu, mai negociem întâi fata și după aia băiat, dar un băiat și o fată, și să ai grijă de casă. După care eu mă voi ocupa de casă și de tot, nu o să se țească nimic. Acum, după 9 luni, bineînțeles că a apărut băiatul și după alte 11 luni a apărut și fata. După care soția zice, zice, gata. Ce? Păi și când a apărut casa, mașina, unde sunt astea? Că eu mi-am făcut deja treaba. Vedeți ce înseamnă să nu folosești același metru etalon? Săracul bietul om a zis că da, zice, da, toată viața am zis, nu acum, în primii ani să le rezolvăm chiar pe toate. Asta înseamnă să folosești metru etalon dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu începe să fie mai permisivă. Să nu te mai uiți așa la ceas, băi, gata, trecut 9 luni, trebuie să-ți faci și datoria. Nu. Dragostea pe care ne-o cere astăzi Dumnezeu ca să fim vrednici de El, este aceea care ne dă și libertate. Dacă iubim fără libertate, se numește posesivitate. Acum, în termenii ceilalți, gelozie. Tot o boală e, mai gravă. Trebuie să fim atenți, însă că Mântuitorul nu s-a oprit nici aici. Și a băgat așa cuțitul și mai la adânc și a zis, n-am venit să aduc pacea. Am venit să aduc război. Se va ridica tată împotriva fiului și fiul împotriva tatălui. Și se va ridica fiică împotriva mamei și voi ridica nora împotriva soacrei. Opa așa. Dumneavoastră credeați că acest război e început mai alalte. Nu. Asta cu nora și cu soacra trebuie să-mi dați voie 5 minute să intervenim. Pentru că, vedeți, dacă băiatul se ridică împotriva tatălui, gata, se cam încheie războiul. Dar mama și fiica au deja două planuri. Se va ridica fată împotriva mamei și se va ridica pe noră împotriva soacrei. Adică deja femeia are război dublu. Asta este. Și să știți de ce. Pentru că femeia, de când este definită ca viață, Eva, este cea care este lăsată să aducă starea de pace. Dar știți ce ziceau romanii? Civele pacem parabelum. Dacă vrem pace, trebuie să ne pregătim de război. Chiar spunea un părinte foarte înduhovnicit, zice, nu o să mai fie al treilea război mondial, cum vă tot stâcâie unii și alții, dar o să fie un război pentru pace, să nu o să rămână piatră pe piatră. În acest război se află femeia, la mijloc, între neamul ei și neamul viitor, între trecut
și viitor, femeia nu are prezent. Femeia trăiește când într-o parte, când într-alta. Și de aici aflăm că trebuie să folosim metrul etalon. Ce înseamnă noră împotriva soacrei? Păi, tată, dacă tu ți-ai început o viață de familie, familia ta nu este legată intrinsec de familia soțului tău, adică de ma-soacră. Nu, este legată de viitor. Și ceea ce înseamnă viitor nu mai trece cu îmbătătura aia decât așa la marile sărbători, lucruri frumoase, știți că ochii care se văd mai rar se iubesc și care se văd prea des ajung la probleme delicate. Ei bine, acest război nu se va opri, dar se va îmbunătăți. Orice război, dacă este bine așezat, mai are armistiții, are puncte de vedere luate de o parte și de alta și începe să intervină relațiile diplomatice. La acele relații diplomatice ne-a prezentat Mântuitorul astăzi foarte frumos metrul etalon. Ia, fraților, și măsurați. Iubești pe soț sau pe soție mai mult decât pe mine? Nu mai ești vrednic de pace, că Dumnezeu este pace. Pacea mea dau vouă. Dacă vreți să aveți pace, trebuie să avem cu toții mai multă grijă cu ceea ce se întâmplă. Adică mai multă grijă cum împărțim această pace. Dacă noi nu o folosim, înseamnă că metrul lui Dumnezeu nu mai este de 100 de centimetri, este de 90 de iarzi, de 90 centimetri și este un iard și am încheiat. Fraților, astăzi vreau să ne lămurim asupra unui lucru. Dumnezeu nu ne dă la o parte gradele de rudenie, ci vrea să ni le îmbunătățească și mai ales să ne pună pe noi să înțelegem că suntem datori să avem raport cu ceilalți după niște norme foarte clare. Metrul etalon al iubirii care este suferința. Și o să spuneți, bine, bine, dar noră care să sufere mai mult din cauza soacrei n-am văzut. Păi da, dar asta nu e iubire, frate. Iubirea este neimpusă. Iubirea trebuie să pornească de la cel în cauză, nu să fie impusă de către celălalt. Dacă într-adevăr soacra se va șlefui și ea, până aș da seama că băiatul ei este pe mâinile celei pe care o are în față, atunci va da și ea metrul etalon al dragostei și în măsura în care apare dragostea, dispare ura și apare suferința aceea plăcută. Suferi pentru cineva că nu l-ai mai văzut de mult. Asta e suferința dragostei. Nu este suferința aceea a temerii, nu știu cât o ține relația, că mai sunt și întrebări de genul ăsta. Ce, păi, e foarte bine, e teamă că nu știu cât o ține. Păi, dar tu ești cel care poți să faci să țină mai mult sau mai puțin. De aceea astăzi suntem încurajați, nu suntem descurajați atunci când îl auzim pe Mântuitorul: lasă morții să-și îngroape pe morții lor. Nu vă mai aduceți aminte de conflict. Nu vă mai aduceți aminte de lucruri care nu au legătură cu dragostea. De asta l-a trimis și l-a luat imediat pe cel pe care îl vrea ucenic. Lasă-l pe tata. Lasă darurile. Gena. Lasă tot. Hai să ne îmbunătățim. Vino acum după mine. Nu după ce ți-ai legat conturile. Nu după ce ce făcut. Lasă morți să-și îngroape morților. Asta înseamnă că măcar astăzi să ne trezim că Mântuitorul de fapt ne încurajează să mergem mai departe. Și cu acest gând mergem spre casele noastre, pentru că astăzi este Duminica tuturor Sfinților. Mi-aduc aminte din copilărie, am văzut o icoană cu Duminica tuturor Sfinților în care erau numai sfinți. E și acum la bunicii mei, din partea mamei, icoana aceea pe sticlă, pe perete. Și eram foarte impresionat că primele chipuri, în primul rând, se vedeau întregi și cu corpuri. În al doilea rând, se mai vedea cât un ochi, așa cât un nas, din când în când. În rândul 3, deja se vedeau foarte puțin din frunte. Și deja din rândul 4-5, se vedeau mai aureolele.
Am învățat un lucru extraordinar. Cu cât ești într-o imagine olistică, o imagine generală, cu atâta îl vezi pe Dumnezeu mai ușor. Cu cât te apropii de cineva, începi să mai vezi și trăsăturile umane. Și la un sfânt, dacă te apropii, de exemplu, de Sfântul Constantin cel Mare, sau de Sfinții Apostol Petru și Pavel, dar de Sfântul Constantin cel Mare, multe își daba și ucis, sau Sfântul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe care îl pomenim peste două zile, zice, da, era iute vărsătorul de sânge, lasă-l, te uiți prea aproape. Deci te uiți puțin mai așa de zare. Și atunci aveți numai aureolele. Asta este Duminica tuturor Sfinților. O duminică în care să vedem omenirea din planul 2, 3 și 4, unde sunt numai aureolele care ne aduc aminte de Dumnezeu, care este Sfințenia. Să-L duiască Dumnezeu ca în această duminică a tuturor Sfinților, să ne trezească și pe noi că Dumnezeu ne vrea Sfinți. Nu ne vrea nici să ne facem aici datoria 100% și să fim reci, ci ne vrea Sfinți într-o dragostea sa și știm că dragostea sa are o măsură, suferința. Dar nu suferința gratuită, ci suferința pentru sfințenie. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.